Într-o atmosferă incendiară în sala Cathy Szabo din Sfântul Gheorghe, a doua semifinală din Cupa României la basket feminin este gata să înceapă. Se întâlnesc formațiile care anul trecut s-au aflat față-față în ultimul act al competiției, adică ACS, Șep și Sig, Sfântul Gheorghe și Universitatea Vasile Goldiș, ICIM Arad. Un meci între două dintre cele mai bune echipe ale sezonului regulat în campionatul național al României. Sfântul Gheorghe pierzând două partide, Aradul doar 4. Bun găsit tuturor! Noi suntem Robert Cristea și Cosmin Petrescu. Vă salutăm încă o dată de aici, din sala sporturilor din Sfântul Gheorghe. Și vreau să te întreb, Robert, Sfântul Gheorghe joacă acasă, în fața unui public senzațional care cu siguranță va face o atmosferă incendiară pe toată durata confruntării. Cât de mult contează avantajul terenului propriu într-un meci cu o echipă experimentată așa cum este Aradul? Aș spune că este uriaș acest avantaj la ceea ce vedem în momentul de față în tribune, dar în sezonul regulat cele două formații și-au împărțit victoriile, fiecare câștigând în deplasare pe terenul celeilalt. E o șansă mare pentru Sfântul Gheorghe să încerce să obțină o cupă, o cupă pe care a mai luat-o în 2008 sub fosta denumire. Da, este un meci care sperăm să fie chiar mai dramatic decât primul. Reamintim telespectatorilor Dolce Sport că am avut în direct tot pe Dolce Sport 2 și prima semifinală, o semifinală câștigată de către Alba Iulia într-un meci extrem de tare cu Alexandria având șansa să egaleze pe final, dar irosind-o. Poate vom avea un meci și mai strâns aici, un meci și mai tare între cele două formații. 1500 de spectatori sunt prezenți în arenă pentru această dispută care va fi arbitrată, așa cum ați văzut, de Fabiana Martinescu, Andrada Cender și Marius Epure. Fabiana Martinescu, arbitră care a primit vestea că va arbitra din nou în Final Four-ul Euroligii Feminine. Acesta este managerul lui Arad, este vorba de Marcel Urban, antrenorul formației, un portughez, José Araújo. De partea cealaltă, Zoran Micheș, tehnicianul celor de la Șef și Zic Sfântul Gheorghe. La Sfântul Gheorghe joacă poate cea mai bună jucătoare a sezonului regulat, proaspăt încheiat. Este vorba de Stephanie Murphy, cea care a avut 18,3 puncte și 9,3 recuperări. Atenție așadar la numărul 32, a jucat foarte, foarte tare acolo sub panou. De asemenea, un joc bun în sezonul regulat și pentru Tanisha Harrison, 15,4 puncte. Vedem formația lui Zoran Micheș, echipă ce a terminat pe locul întâi sezonul regulat în campionatul României de basket. 24 de victorii și doar două meciuri cedate. ICIM Arad a terminat pe poziția a treia, 22 de victorii și 4 înfrângeri. Vedem și formația lui José Araújo, formație ce încearcă astăzi să obțină o victorie uriașă. Sfântul Gheorghe va juca în play-off împotriva Olimpiei Brașov. Aradul, care așa cum spuneai, Robert, a terminat pe locul al treilea, dar cu același număr de puncte cu Municipal Târgoviște, campioana României, va întâlni Danzio Timișoara în prima rundă a postsezonului. Așadar, două formații care, în afară de această confruntare, nu se mai pot vedea decât în finala Ligii Naționale de Basket Feminin. Doar atunci mai pot juca una împotriva celelalte, cele două formații. Ne așteaptă așadar un meci cu scântei. Multă lume consideră că echipa care se va impune în disputa de astăzi va câștiga și trofeul. Evident, jucătoarele de la Alba Iulia au cu totul o altă idee despre acest lucru, dar ne așteaptă 40 de minute de basket intens aici, la Dolce Sport. Sfântul Gheorghe a trecut de formația din Timișoara în faza sferturilor de finală, fără drept de apel, câștigând la 30, respectiv 22 de puncte cele două întâlniri. De partea cealaltă, ICIM Arad a trecut de echipa din Galați, victorii la 13 și la 10 puncte. Să nu uităm însă cel mai important duel, poate, până acum, în această fază, în această competiție. Cupa României s-a desfășurat în chiar primul tur.
acolo unde echipa din Sfântul Gheorghe a trecut de Municipal Târgoviște. 73-60 a fost pentru Municipal Târgoviște în meciul din Târgoviște, apoi însă la Sfântul Gheorghe a fost 86-60 pentru formația care găzduiește acum Final Four-ul Cupei României. Atenție foarte, foarte mare la Icim Arad, la conducătorul de joc Megan Simmons. A făcut un sezon regulat foarte bun, 17,8 puncte pe întâlnire, aproape 4 pase decisive și 4 recuperări medie pe meci. Și o are în față pe Anne-Marie Parău, jucătoare care este cea mai bună din campionat la pase decisive. Sfântul Gheorghe începe cu Janisha Jeffrey, Tanisha Harrison, Tiana Marshall, Anne-Marie Parău și Stephanie Murphy. Această partidă, de partea cealaltă, Aradul cu Megan Simmons, Catherine Fluffy, Monica Boriga-Brăciovski, Laura Broomfield și Monica Engelman. Aruncare de 3 puncte care intră și explodează deja sala din Sfântul Gheorghe. Este un coș marcat chiar de Tanisha Harrison. Procentaj de 34% la aruncările de 3 puncte în sezonul regulat. Primul atac și pentru Arad. O pasă greșită, vine intercepția, contraatac pentru Sfântul Gheorghe și fără probleme finalizează singură cu panoul Tăiana Roșu. 10,6 puncte pe întâlnire pentru jucătoarea în vârstă de 22 de ani, 1,75 m pentru Marshall. Engelman. Uite mai departe către Moni Broșovski. Monica Broșovski. Colț. Se dă faul. Nu, abatere de pași. Se dă abatere de pași. Este turnover pentru Icim Arad. A ridicat piciorul de sprijin Catherine Fluffy. Și asta a fost imediat sancționată de către arbitri. Atac condus acum de Anne-Marie Parău. Vinge Caiangela Harrison. Angajată sub panou Stephanie Murphy. Murphy scoate mai departe pentru Harrison. Harrison își ia capacul acolo pe pătrundere de la Fluffy. Încercare de contraatac pentru Arad. Moni Broșovski, o vinge care se întoarce în cele din urmă la Megan Simmons. Este apărată de Jeffrey în startul meciului. Simmons aruncă de 3, ratează vingea, a sărit în brațele lui Fluffy, care din a doua încercare aduce în sfârșit primele puncte pentru Icim Arad. A avut o jucătoare din Canada la Alba Iulia, care a evoluat foarte bine în meciul precedent. Agum Biade, Fluffy este și ea o jucătoare canadiancă. Pătrundere spectaculoasă a lui Anne-Marie Parău, dar pune mingea alături. Dar acum Monica Engelman este cea care conduce atacul pentru Arad. Pe mâna stângă, pătrunde Engelman, se oprește, se întoarce, aruncă și mingea cade în coș. Două puncte norocoase pentru Engelman și Aradul vine la o lungime de Sfântul Gheorghe. Făcut colegiul la Kansas, Engelman, jucătoare foarte talentată, explodează aici către coș Jeffrey. A fost însă blocată. Rămâne posesie pentru Sfântul Gheorghe. Foarte tare duelul sub panou între Murphy și Broomfield. Murphy scoate foul-ul la Broomfield acum. I-a permis prin planul Broomfield și Murphy a profitat de acest lucru. Stephanie Murphy considerată de către site-ul totalbasket.ro MVP-ul Ligii Naționale de Basket Feminin în sezonul regulat. 18,3 puncte, 9,3 recuperări, procentaj senzațional la aruncările de 2 puncte, aproape 64% la libere, 72,4 pentru Murphy. 7-4, start bun pentru formația gazdă, pentru Sfântul Gheorghe. În atac este Simmons, apărată de Jeffrey, trimite către Fluffy. Fluffy își bagă adversara cu spatele la coș. Senzațional jocul de picioare al lui Fluffy. Rău. O are în față pe Moni Broșovski. Apărare om la om pentru Arad. Jeffrey acum încearcă să împartă defensiva. Nu reușește acest lucru. Vine intercepția. Simmons o pasă pe la spate. Până la urmă reușește să salveze Broomfield. Se cer pași la Fluffy, arbitrii nu fluieră și ulterior Fluffy scoate două aruncări libere.
făcut colegiul Marquette. Plaffish a marcat într-un meci 38 de puncte, este recordul ei personal. De când a ajuns însă la Arad, nu a marcat mai mult de 16 puncte într-o partidă. A fost colegă de cameră și foarte bună prietenă cu Cristina Vigică, una dintre componentele echipei naționale a României. Cu siguranță va fi acolo și la vară, la campionatul european. Cristina Vigică, foarte bună prietenă cu Plaffy la Universitatea Marquette. Vigică încă joacă acolo, este în ultimul an. Am împărțit cele două aruncări Plaffy și este egalitate la 7. Părău pentru Marshall. Este angajată Murphy. Același duel cu Broomfield. Murphy își face loc și scrie două puncte de lângă Broomfield. Foarte puternică și greu de împins din spațiile 3 secunde. Dacă lasă și ia prin planul, e posibil să te asasineze în vopsea. Engelman scoate pentru Moni Brășov. Blocaj ieșire cu Broomfield. Moni Broșovski o pune alături. Broomfield se luptă la urmărire și Plaffy prinde până la urmă această minge care ajunge la Megan Simmons. Aceasta anunță noua schemă de joc. 7 secunde din atac. Simmons de la semidistanță. Prea scurtă aruncarea. Contraatacul stomolit. Contraatacul celor de la Sfântul Gheorghe. Crește Părău. Trage mai multe adversare. Toarce către Murphy, aruncă de 3, aruncare scurtă, mingea ajunge cu un roc tot la Murphy. Atenție, atacul se resetează doar la 14 secunde, conform regulamentului Federației Internaționale de Basket. Are Marie Părău forțată să tragă de la mare distanță, asta pentru că a ținut mingea foarte mult, anunțând o nouă schemă, o schemă care nu cred că a ieșit. Simmons, pe pătrundere, Simmons, aruncare foarte grea de lângă Murphy, care îi spune, hai să fim serioși, dacă vii în ținutul lui Gulliver, o să-ți iei lumină stinsă de fiecare dată. Umbrelă deschisă de Murphy, rămâne totuși posesie pentru Arad, reprimește Simmons de la Plaffy și lasă acum pentru Engelman. Engelman, pe mâna dreaptă, schimbare de rim, pătrunde, o pasă prea joasă pentru Gulliver. Contraatac 2 contra 1, Pără o fentă, însă se apără bine. Monica Broșovski a intuit această fentă. Cele două formații s-au văzut în etapa a treia la Sfântul Gheorghe. În luna octombrie a câștigat Aradul cu 81-73. Părău a fost aproape de triple-double atunci. 17 puncte, 13 recuperări și 7 pase decisive. Pașcalău a avut 16 puncte pe partea cealaltă. Zuzana Milovanovici cu 20 de puncte și Broșovski cu 17. S-au văzut ulterior în return etapa 16-a. Sfântul Gheorghe și-a luat revanșa 81-67 la Arad. Simmons a avut 21 de puncte, dar Tanisha Harrison a făcut un meci colosal atunci, 29 de puncte, iar Murphy a avut și ea double-double. Primește Murphy, lasă pentru Părău. Tanisha Harrison acum, de lângă Engelman, o piruetă, o aruncare foarte dificilă, finalizată, pe spate, dezechilibrată. Harrison scutură plasa și ridică diferența la 4 puncte pentru echipa ei. 15,4 puncte pe întâlnire, aproape 60% procentajul la aruncările de 2 puncte pentru Harrison. Vin 2 puncte ușoare acum, după ce a plecat la intercepție Murphy. Broomfield taxează defensiva adversă. Foarte bine a pus acolo pasa Moni Broșovski, exact în locul în care doar Broomfield putea să ajungă. Părău pentru Harrison, mai departe o minge care ajunge din nou la Stephanie Murphy. Jeffrey, 4 secunde, Jeffrey pătrunde, mingea recuperată în cele din urmă de către Laura Broomfield. Contraatac pentru Arad și Mekoș. A cerut faul, dar n-a primit nimic Megan Simmons. Se joacă după un ritm frenetic. Ambele formații vor să taxeze adversarul pe contraatac. Revine târziu în ofensivă Harrison, a căzut o lovitură. Ea este cea care pătrunde. A fost dezechilibrată această aruncare. Megan Simmons își dă seama că n-are cum să se ducă de această dată 1 contra 3. Catherine Plaffy pentru Moni Brășov. Plaffy bagă mingea la interior la Broomfield. Broomfield și Murphy, același duel extrem de interesant de această dată. Este Stephanie Murphy cea care comite greșeală personală. Prima pentru ea,
E foarte important cine câștigă și această luptă a greșelilor personale. Cine reușește să-și oblige adversarul să stea mai mult pe banca de rezerve între Bloomfield și Murphy, poate avea prima șansă. Pasă bună în interior către Bluffy, care este faultată. Vor fi două libere pentru Bluffy. Gaură mare în defensivă la această repunere. În 9 ore a câștigat campionatul formația din Arad. Ultima dată în 2013. Anul trecut a pierdut finala în duel cu Municipal Târgoviște. Cupa a fost câștigată doar de două ori, în 2011 și în 2014. Au mai jucat finală în 2007 jucătoarele de la Arad. Recent au câștigat pentru a treia oară în ultimii 4 ani Liga Europei Centrale. Au învins Alba Iulia. A fost pentru a doua oară când Aradul învinge în finala Ligii Europei Centrale o echipă românească. A intrat Cristian Acutaș la Sfântul Gheorghe. Murphy pasează aici pentru Părău. O aruncare de 3 nereușită de către Tonicia Harrison. Dar avem un fault în lupta la urmărire. Cred că este la Catherine Coffey, să vedem. Nu, se dă împotriva lui Șepși. Cristiana Cutaș, sancționată cu faul, primul pentru ea. Oamenii din Sfântul Gheorghe iubesc basketul. Aici a avut loc cea mai mare medie de spectatori în sezonul regulat. 2 puncte. Pe pătrundere pentru Simmons, în sfârșit reușește să ajungă lângă coș, acolo unde îi place jucătorului de joc, foarte, foarte talentat, foarte bună pe pătrundere Simmons. Jeffrey pătrunde acum, aruncă dezechilibrată și grupul recuperează. Referitor la publicul din Sfântul Gheorghe, voiam să spun că nu e vorba doar de acel patriotism local pe care îl întâlnim în diferite orașe. Sala a fost aproape plină și cu atmosferă frumoasă și la prima semifinală, acolo unde fanii nu erau implicați, au jucat Alba Iulia și Alexandria și, repet, atmosfera a fost una superbă. Evident, n-a existat același vacar pe care îl vedem acum. Plaf! Pentru Moni Broșovski, care și-a sărbătorit ieri ziua de naștere, pătrunde, o pune prea tare în panou și la recuperare Bloomfield câștigă de această dată duelul cu Murphy. Murphy este ultima care a atins mingea. Rămân doar 6 secunde însă din atac, pentru că aruncarea lui Moni Broșovski-Boriga n-a atins inelul. Bloomfield. Angela Bluffy, senzațional de ușor, scriu jucătoarele din Arad după acest triumf de pase care a făcut șahmat defensiva adversă, cam adormită. O rotație slabă, n-au schimbat jucătoarele. Cutaș, Harrison, Stephanie Murphy se întoarce cu fața la coș, preferă ulterior să joace cu spatele, se strecoară perfect. And one, Stephanie Murphy. Și Laura Bloomfield e sancționată cu a doua greșeală personală. Ce faci acum dacă ești în locul lui José Araújo? O scoți pe Bloomfield de pe teren sau o lasă să joace cu două greșeli personale? Decizia e luată deja. Iese Bloomfield. Intră Alina Crăciun, o altă reprezentantă a Naționalei României de basket, 3-3 anul trecut la campionatul european organizat în septembrie la București. La fete, România a fost eliminată în sferturile de finală de către echipa care avea să și câștige trofeul. E vorba de Rusia. La băieți, o surpriză uriașă. România a reușit să câștige. Moni Broșov. Engelman. Prin blocajul Alinei Crăciun, Engelman cu două adversare pe ea. Nu contează, o să-l primești și o să-ți placă. Îi spune lui Jeffrey și înscrie cele 2 puncte. 53% procentajul la 2 puncte în actualul sezon pentru Engelman, jucătoare de 24 de ani și 1,80 m. Primește Părău. Duel foarte, foarte interesant între Părău și Monica Broșovski. Startul acestei partide. Ține faultul aici Părău. Cea mai bună, nouă, este batere de pași, iar publicul se revoltă imediat, publicul din Sfântul Gheorghe. Cred că putea să se fluiere faul. Și Anne-Marie Părău a fost puțin surprinsă timp ce noi revedem finalizarea spectaculoasă pe care a reușit-o mai devreme Engelman. Coafe.
pentru Catherine Fluffy de 3. Extraordinar Fluffy. Nu marcase niciun coș de 3 puncte tot sezonul regulat. În 20 de meciuri a evoluat. Este primul ei coș de 3 puncte în acest sezon. Vorbim de meciurile din campionat, evident. Aruncă Engelmann de 3. Înscrie și Engelmann. Curg coșul de 3 puncte pentru vizitatoare. Aradul se desprinde 22-14 pe finalul unui prim sfert foarte încins aici la Sfântul Gheorghe. Părău încearcă să-și facă loc și obține faultul, destul de ușor, dictat la Olena Samburska, jucătoarea din Ucraina, care îi dă câteva minute de odihnă Monica Ibroșovski acum. Aveau totuși un fault de dat, fetele de la Arad. Ambele echipe în penalizare pentru aceste ultime 23 de secunde. Părău le primește de la Harrison. No Harrison încearcă să treacă de Plafi, o găsește pe Cutaș, liberă la 3, la urmărire, se luptă și câștigă micuța Megan Simmons. E timp, mai sunt 5 secunde până la finalul sfertului, aruncă Simmons de 3, aruncare lungă, recuperează Părău și se termină primul act al acestei semifinale. 22-14 pentru Icima Arad, câteva coșuri de 3 puncte pe finalul sfertului. Plafi este principala marcatoare cu 9 puncte. Situația ideală pentru tenis. În California, Serena s-a întors după 14 ani. Sharapova strălucește de încredere. Simona are jocul ca focul. 3S pentru Indian Wells. Campionatul mondial al vedetelor din tenis. În direct și în exclusivitate la Dolce Sport. Sărbătorim un nou sezon de Formula 1. Doar aici, întotdeauna în direct. Cel mai frumos sport dintre toate sporturile cu motor. Formula 1. Prima cursă a anului. Australia. Sâmbătă, 14 martie la 8, calificări. Duminică, 15 martie la 7, cursa. În exclusivitate la Dolce Sport 1. Harden e omul sezonului. Nimeni nu mai are vreo îndoială. Dar Paul și Griffin sunt jucători prea versați ca să nu dea totul când clasamentul o cere. Cu o lună înainte de play-off, vedetele încep ascensiunea către vârful de formă. LA Clippers Houston cu Robert Christa. Duminică la 21:30 în direct la Dolce Sport 2. NBA Everybody Up. Prim sfert început excelent de ACS, Șef și Six, Sfântul Gheorghe, dar încheiat perfect de Universitatea Vasile Goldiș, Icim Arad. Este 22-14 pentru Ardence la capătul primelor 10 minute. Un sfert în care Plafi a strâns 9 puncte și 5 recuperări, fiind atât cea mai bună marcatoare cât și cea mai bună recuperatoare de pe parchet. Engelmann a contribuit și ea cu 7 puncte pentru Arad, de partea cealaltă 7 puncte pentru Stephanie Murphy și 5 pentru Harris. Începe actul secund. Primește Simmons, trece de Părău, este fault ofensiv. Și-a luat foarte bine poziția, cred, Marshall, da? Diana Marshall a stat foarte bine în defensivă. Ea a jucat în 9 meciuri în sezonul regulat, are doar 22 de ani, 1,75 m. E fault ofensiv. Reacția lui José Araújo. Decizia arbitrilor, n-a avut ce să protesteze. Stephanie Murphy pentru Părău. Murphy sub panou cu Alina Crăciun, o pune alături și Plafi recuperează a șasea oară. Este
posesie pentru Arad. Universitatea Cluj a dominat basketul între 84 și 93, câștigând de 10 ori campionatul. De atunci Aradul și Târgoviște au dominat campionatul României, câștigând 20 din următoarele 21 de campionate. O singură dată Acro București a oprit această dominație în 97. În rest și-au împărțit trofeele Aradul și Târgoviște. O șansă mare pentru Sfântul Gheorghe să câștige o cupă, să câștige Cupa României în fața propriilor fani și eliminând mai întâi Târgoviște în primul tur al competiției și acum încearcă să elimine și Aradul în semifinale. Ar fi, așa cum spun americanii, the hard way, felul în care ar câștiga Sfântul Gheorghe. Dar pentru moment Aradul zburdă pe teren și după această reușită a lui Megan Simmons se distanțează la 10 puncte, cea mai mare diferență înregistrată până acum. Anne-Marie Părău schimbă ritmul, pătrunde și ratează, deși era singură cu panoul, permițându-i lui Plafi a șaptea recuperare. Impardonabilă o astfel de eroare. Plafi plecase greșit, lăsând-o complet liberă sub coș pe Părău. Crezi că există uneori posibilitatea să fii prea liber? Engelmann, aruncare lungă, excelent a venit și a recuperat Harrison. Harrison dă drumul la această fază pe contraatac, obține faultul. Excelent s-a descurcat Harrison, coast to coast, cum spun americanii, a luat mingea dintr-o parte, s-a dus până în partea cealaltă, a obținut faultul la Plafi. Prima greșeală personală la Catherine Plafi. Întritor la fanii din Sfântul Gheorghe și la istoria recentă a basketului românesc, Sfântul Gheorghe, după ce a ajuns în urmă cu câțiva ani în finala campionatului național, Liga Națională, așa cum se numește acum, a traversat o perioadă extrem de grea din punct de vedere financiar. Echipa a fost la un pas să se desfințeze, dar fanii au venit cu bani de acasă, au contribuit cu bani pentru a o ține în viață. Au jucat mult timp cu basketbaliste foarte tinere, chiar cu junioare, dar măcar au rămas în Liga Națională și în cele din urmă s-au găsit din nou fonduri, s-a găsit din nou sponsorizare și iată acum la ce nivel este Sfântul Gheorghe, care mai devreme a înscris prin Murphy. Are viteză pe contraatac, formația gazdă. Jeffrey a fost nevoită să întoarcă. Harrison acum, excelentă pasa lui Harrison, două puncte marcate de Murphy și e nevoit să ceară time-out antrenorul de la Icim Arad, pentru că sunt 5 puncte marcate la rând, 5 puncte marcate în formația gazdă. Harrison a găsit-o superb pe Murphy, one man show până acum pentru Murphy, are 9 puncte și 5 recuperări, one woman show, și putem spune Murphy principala jucătoare a campionatului. Vrea atacuri mai lungi și mai elaborate împotriva apărării în zonă José Araújo. Aradul a avut 10 puncte. Între timp Sfântul Gheorghe a tăiat la jumătate această diferență cu 7 minute și 42 de secunde rămase până la finalul sfertului al doilea. Continuare, cele mai bune jucătoare de pe teren, Catherine Coffey la Arad, 9 puncte și 7 recuperări. Stephanie Murphy la Sfântul Gheorghe, 11 puncte, 5 mingi prinse. O intercepție aici nefinalizată, însă ratează incredibil Țăioana Marshall. Simmons așteaptă ajutoare și reîntoarce pentru Samburska. Olena Samburska, apărat agresiv de Părău. Engelmann
Același duel cu Jeffrey, un duel tare între Genișa Jeffrey și Engelman. Se apără bine Jeffrey, dar Engelman își face loc, dă o pasă foarte bună și se dă și... Nu, îi dau 3 secunde. 3 secunde, turnover, așadar, pentru Icim Arad. Dar cred că are dreptate, are sigur dreptate Fabiana Martinescu. A rămas în 3 secunde Alina Crăciun, n-a mai ieșit de acolo. Au fost, cred că vreo 4-5 și i s-a fluierat în momentul în care a primit pingea. Jeffrey, top shoot de la semidistanță, la recuperare este Monica Engelman, dar nu reușește să prindă acea minge. Atac nou pentru Sfântul Gheorghe condus de Anne-Marie Părău. Cere blocajul de la Murphy. Pătrunde Părău, aruncă, fiindu-i frică de capac, dar are norocul aceea Stephanie Murphy, care recuperează a 6-a oară și mai departe și poate faultul chiar la Cadrie Fluffy. Este a doua greșeală personală pentru Fluffy. Cele mai multe puncte în actualul sezon le-a marcat împotriva celor de la Alba Iulia Murphy. A avut 30 de puncte. E în grafic astăzi, are deja 13 puncte după primele 13 minute și jumătate al acestei partide. Apărare agresivă. Desface bine dublajul Crăciun. Ratează însă într-o poziție ușoară. Vine aceeași Plafi. Ratează și ea într-o poziție foarte, foarte ușoară. O pasă prea înaltă însă pentru Părău. Ce greșeală face Anne-Marie Părău, care vă spuneam este cea mai bună pasatoare a campionatului național. 5,9 pase decisive pe întâlnire pentru ea. E drept, are și 2,8 mici pierdute. Atac pentru Arad, pe care îl conduce Olena Samburska. O are în față pe Anne-Marie Părău. Samburska încearcă vreo două schimbări de direcție, cele din urmă aproape să greșească pasa. Mingea ricoșează cu noroc tot la ea. Engelman rămăsese liberă la 3, dar n-a găsit soluția de pasă Susana Milovanovici, o jucătoare care evoluează de jumătate de deceniu la Arad. Aruncă Broșovski de 3, a fost complet liberă. Recuperat din nou Diana Marshall. Pozițional pentru gazde, Sfântul Gheorghe. Este angajată Murphy în duel cu Bromfield. N-are nicio șansă până acum. Bromfield, Murphy ajunge la 15 puncte din cele 23 formații din Sfântul Gheorghe. În rândul lui Engelman. Se apără bine Chucky, Jeffrey acolo. Se dă foul. Dă foul, vor fi două aruncări libere. Genisa Jeffrey, porepită Jackie Jeffrey, foarte bună la intercepții, foarte bună în defensivă, 2,6 intercepții pe întâlnire într-o jucătoare ce a evoluat și în WNBA la formațiile din New York și Minnesota. E interesantă viața uneori, cum din New York ajungi la Sfântul Gheorghe sau, cum e cazul lui Catherine Coffey, nimerești la universitate. Tu fii din Canada, cu o româncă, te împrietenești cu ea, ulterior tu ajungi să joci în România, românca rămâne și joacă în Statele Unite. Încă bine, va termina facultatea Cristina Picică și mai departe e posibil să se întoarcă și ea în campionatul României sau să joace la o altă echipă în afară. E o tânără foarte talentată și are șansa să facă acest lucru. Jeffrey, sub panou, se descurcă perfect și scrie cele două puncte pentru Sfântul Gheorghe. Trece în avantaj Sfântul Gheorghe după un parțial de 11-0. N-au mai marcat de minute bune jucătoarele lui José Araújo. Poate acum Broșovski aruncă de 3, ratează din nou, deși a fost liberă Broșovski. Să nu uităm, Broșovski a jucat și ea la Sfântul Gheorghe în trecut. A jucat și la Municipal Târgoviște, asemenea în Spania. Aruncă și înscrie încă o dată Diana Marshall, 13-0 parțialul lui Sfântul Gheorghe. Aici poate se vede și avantajul terenului propriu cu un public ce scandează în continuu de minute bune. Atmosferă senzațională într-adevăr la Sfântul Gheorghe și echipa gazdă conduce 27-24. And now the defense is not working. And now. And when it's going to stop, when the floor. If it's men, next office, three up. If it's men.
if it's zone 2 up. But Paredes, we are stopping your movement. And then when they score, we don't do nothing. Keep running. What is the problem? Hey, I told you that they will push us. And we are playing here and here. What is this? After that. Superbe aceste reluări pe care le vedem, vă spuneam, Dolce Sport vă oferă la calitate extrem de ridicată acest Final Four al Cupei României la basket feminin. Sunt 11 camere amplasate în sala Cati Savo din Sfântul Gheorghe. Mâine de la ora 19 ne întâlnim din nou pe Dolce Sport 2 și Dolce Sport 2 HD cu finala Cupei României, iar poimic, duminică, de la ora 18 vom avea All-Star Game-ul basketului feminin. Engelmann pătrunde și înscrie 2 puncte pentru Arad, prin care oprește acel parțial de 13-0 pentru Sfântul Gheorghe. Foarte bine desenată schema de José Araújo după time-out pentru a veni 2 puncte ușoare și a recâștiga încrederea pentru Ardeci. Părău e nevoită să toarcă către Murphy. Jeffrey. Foarte bună fenta lui Marshall. Harrison complet liberă, ratează, recuperează aceeași Murphy, ratează și ea dintr-o poziție ușoară. Obține însă faultul ulterior după, cred, a 8-a recuperare în această partidă. Are 15 puncte și 8 recuperări. Extraordinar de bătăioasă Stephanie Murphy. 72% a fost procentajul său în sezonul regulat la nivelul liniei de fault. Are acum alte 2 aruncări prin care poate să ajungă la 17 puncte. Dacă o ține așa, își bate recordul din actualul sezon. O basketbalistă însă extrem de constantă. Niciodată n-a dat mai puțin de 11 puncte. Într-un interviu dat pentru site-ul echipei din Sfântul Gheorghe, spune că, deși nu se vede, în venele mele curge și sânge de grec. Printre strămoșii mei au fost și greci, spune Murphy, cea care în timpul liber spune că se ocupă cu prăjiturile și cu emisiunile TV. Asta îi place să facă în timpul liber. Mă așteptam la un souvlaki, dacă tot e pasionată de bucătăria grecească, nu de alta, dar e o mâncare extraordinar de bună. Da, în fine, poate sunt și prăjituri grecești pe care n-am avut ocazia să le încerc, dar pe care cu siguranță mulți le iubesc. Murphy a dat drumul aici la minge, pătrunde Harrison, la recuperare din nou Murphy, nu poate să înscrie nici acum, a fost a 10-a minge prinsă de Murphy, care are deja double-double, deși mai sunt 3 minute și jumătate până la pauză. Suferă Aradul în acest fel, doar 4 puncte pentru formația portughezului Araújo, aruncare de 3 puncte, ce face să tremure sala din Sfântul Gheorghe. Minge aproape intrase, se luptă aceeași Murphy, senzațional. Părău dă drumul din cădere și ea la minge, iar Jeffrey încearcă să aducă un pic de claritate în joc. 3 minute până la finalul sfertului al doilea. Jeffrey, schimbare de direcție, pătrunde Jeffrey, aruncare dificilă, aceeași Murphy, pe recuperare, fabulos! E imposibil de oprit. În momentul ăsta, dacă ai ratat, jucând la Sfântul Gheorghe, aproape sigur îți prinde Murphy mingea mai departe. Stephanie Murphy într-o formă extraordinară, 19 puncte și 11 recuperări în această primă repriză. Aradul fără soluții în sfertul al doilea, după un final de act întâi senzațional, cât intra totul și pe pătrundere și de la distanță. Simmons. Foarte bună această pasă pentru Simmons și vin 2 puncte din 0 grade pe care le marchează cu siguranță Suzana Milovanović. A fost prima pasă decisivă pentru Simmons, are 4 puncte și 3 recuperări. Principala marcatoare celor de la ICIM Arad în sezonul regulat, aproape 18 puncte pe întâlnire pentru ea. Foarte multe soluții în atac, pot ataca de pe orice poziție jucătoarele de la Sfântul Gheorghe. O fac acum prin Jeffrey, ratează dintr-o poziție destul de ușoară, făcuse tot ce a trebuit Arataci, iar acum este șansă de contraatac pentru Arad cu același Simmons. Simmons, prea lungă aruncarea. Jeffrey, să vedem dacă va juca 1-1, nu. Sper să oprească dribbling-ul și să întoarcă pentru Marshall. Harrison, pe mâna stângă, până la capăt, o pune în coș.
Parcă așteaptă gongul, parcă așteaptă finalul reprizei. Cimaradul este în corzi, formația vizitatoare, diferența e de 5 puncte, este un sfert dominat categoric de Sfântul Gheorghe, 19-6 scorul în sfertul al doilea, încă 2 minute până la pauză, timeout cerut acum și de Zoran Micheș, antrenorul formației din Sfântul Gheorghe. El va primi 43 de ani chiar duminică, poate sărbători în stil mare această cupă a României. There is 1 minute and a half and 30 seconds to deal. Don't make third foul, okay? In offense we will go in two. To try to have this situation to feed their Stephanie. They have this team foul. Yes, on you. So first pass on Stephanie. After that they have team fouls. They have team fouls. Anne, if you cannot feed Stephanie here, then continue. Stephanie out and you continue to screen. First pass on you. Then it's a down screen and you set another and then stay down. Hey, after them, go with four down. Let's go! Championship! Referitor la Zoran Micheș, de ziua lui va sta pe banca Sudului în All-Star Game-ul basketului feminin. Vor fi trei antrenori pentru fiecare formație. Zoran Micheș, Dan Calancea de la Olimpia Brașov și Mădălin Piperea de la Alexandria vor pregăti Sudul, în timp ce Nordul îi vor avea în frunte pe José Araújo de la Arad, Miroslav Popov de la Alba Iulia și Adriana Pricom de la Satu Mare. Cam mult, totuși, dacă e să mă întreb pe mine, adică în WNBA, la All-Star Game, e câte un antrenor. În NBA, la All-Star Game, e câte un antrenor. Da, a fost decizia federației, care inițial a dorit să pună câte doi antrenori, dar pentru că voturile au fost extrem de strânse între tehnicieni, s-a hotărât până la urmă să se acorde dreptul de a sta pe bancă pentru trei tehnicieni. Oricum nu prea contează cine antrenează echipele la un All-Star Game. Tot ce are de făcut tehnicianul este să știe să împartă minutele egal, astfel încât să nu se supere nimeni. Vă veți simți bine cu siguranță duminică, prieteni, la acel All-Star Game. Vor fi multe momente simpatice și pentru fani, în pauze, timeout-uri și între sferturi de la ora 18, All-Star Game-ul pe Dolce Sport 2, duminică, o seară plină de basket, apoi de la ora 21, NBA Sunday și ulterior un meci de basket din NBA, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, de la 21 și 30 de minute. Mâine, nu uitați, finala Cupei României pe Dolce Sport 2 la 19 și 30 de minute. Directorul Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, Ștefan Sândulache, îmi dădea un mesaj și îmi spunea că la All-Star Games sunt mai mulți antrenori decât la lotul național. Cam așa e, dar într-adevăr avem o duminică plină de basket pe Dolce Sport 2. Aici mai avem un minut din prima repriză, 6 puncte avans pentru Sfântul Gheorghe. În ofensivă în continuare Șepși prin Anemarie Părău. Părău, aruncare dificilă și cred că se fluieră faula Murphy, care a împins aici la recuperare. Într-adevăr, Stephanie Murphy este sancționată cu greșeală personală și e cea de-a doua. Simmons. Un sfert groaznic pentru Icima Rad, pentru vicecampioana României, pentru deținătoarea cupei României. Se luptă Engelman. Se dă fault, fie la Harrison, fie la Jeffrey, cred că la Harrison până la urmă. Meciul până acum tranșat sub panou de Murphy, primul și primul rând, și per total de Șepși. Dacă ne uităm la capitolul recuperări ofensive, 12 pentru formația gazdă, doar 4 pentru Icima Rad. Implicit mai multe posesii și mai multe șanse de a marca de sub coș pe recuperare pentru Sfântul Gheorghe. Engelman, o piruetă, obține faultul, end one, poate termina bine și acest sfert Icima Rad, așa cum a terminat și sfertul întâi. Nu-i vine să creadă Taioanei Marshall,
Ce coș a marcat Engelmann. După ce a faultat-o, Engelmann era pe piruetă, s-a echilibrat și ulterior a înscris cele două puncte. 3 point play pentru Monica Engelmann, care ajunge la 11 puncte. Părău pasă către Marshall. Marshall pătrunde agresiv și obține faultul la Monica Broșovski cu 2 secunde înainte de finalul primei jumătăți. 34-31 scorul în favoarea celor de la Șep și Sfântul Gheorghe, după un sfert secund dominat categoric. 20-10 este scorul în acest sfert pentru gazde. Nu e o aruncătoare senzațională de libere, Tiana Marshall, doar 65% în sezonul regulat al Ligii Naționale. Dar aici o transformă pe prima cu siguranță. Vor mai fi 2 secunde la dispoziție pentru Arădence în încercarea de a mai înscrie câteva puncte. Una din două. Să vedem pe Engelmann, nu mai are timp. Coșul n-ar fi valabil nici dacă ar intra și n-a fost departe. Engelmann se încheie prima repriză a unui meci extrem de strâns. 35-31 între ACS Șep și Sig Sfântul Gheorghe și Universitatea Goldiș Icim Arad. 20 de puncte și 12 recuperări pentru Stephanie Murphy. De partea cealaltă, Catherine Plaffy cu 9 puncte și 9 recuperări și Monica Engelmann cu 11 puncte sunt principalele realizatoare pentru Arădence. Unii au prea multe egaluri, alții prea multe înfrângeri. Nimeni nu poate da verdictul, aceștia vor fi campioni. Se joacă până în ultimul minut al ultimei etape. Vineri la 21:30 pe Dolce Sport 2, Monaco-Bastia. Duminică la 22 pe Dolce Sport 3, Olympique Marseille, Olympique Lyon. Ligue 1 înainte de toate. În direct la Dolce Sport. Acasă e acolo unde joacă echipa favorită. Pelerinii religiei fotbal cunosc o singură iubire și nu se despart niciodată de ea. Sâmbătă la 19 pe Dolce Sport 3, Palermo Juventus. La 21:45 Cagliari Empoli. Duminica la 21:45 Inter Cesena. Luni la ora 20 pe Dolce Sport 1, Fiorentina Milan. Pe Dolce Sport 2, Torino Lazio. Iar la 22 pe Dolce Sport 2, Roma Sampdoria. Meserie A în direct la Dolce Sport. Singurele românce de pe tabloul de simplu de la Indian Wells debutează la Dolce Sport. De la ora 4 dimineața, Monica Niculescu intră în focuri, are parte de meciul carierei împotriva Sirinei Williams. Înaintea partidei cu cea mai bună jucătoare din lume, Niculescu a avut un meci maraton în primul tur al probei de dublu. Alături de Alexandra Panova s-a calificat în runda a doua după ce a stat aproape 2 ore pe teren. Victor Hănescu va juca și el în primul tur al turneului cu Mihail Iujnei. Seara începe la Dolce Sport cu întâlnirea dintre Simona Halep și Daria Gavrilova de la ora 22. ASEA Târgu Mureș a ratat cele mai mari ocazii pe arena din Chiajna. Prima șansă i-a aparținut lui Manolov, care nu a putut să-l învingă pe Matache din 6 metri. La poarta cealaltă, Grigorie l-a găsit excelent pe Wellington în careu, însă atacantul brazilian s-a împiedicat exact în momentul șutului, spre disperarea lui Șumudică. Pe finalul primei reprize, Zicu a greșit de puțin etajul, pentru ca la faza următoare, Balaur să-i rosească o șansă imensă din poziție ideală. În partea a doua, Chiajna și ASEA au preferat să nu mai riște nimic, iar partida s-a încheiat cu același scor cu care a început. Mureșenii mai au doar 7 puncte de recuperat față de liderul Steaua. După remiza contra Chiajnei, ASEA a acumulat 40 de puncte. Eu vreau să-mi felicit jucătorii pentru acest punct obținut. Este un punct important. Am făcut 40 de puncte, suntem plus 10 în clasament.
Poate că puteam mai mult, dar astăzi trebuie să recunoaștem, am întâlnit o echipă bine organizată. Având în vedere cum a decurs jocul, ne putem declara mulțumiți de punctul acesta, pentru că a fost un punct mulcit. Deși am avut două șanse mari de a prelua conducerea, însă atât am reușit astăzi. Băieții au alergat foarte mult, au fost două oportunități în prima repriză, când se putea mai mult, dar pe ansamblu i-am felicitat împreună cu antrenorii, pentru că au făcut un efort foarte bun. Ilfovenii sunt campionii remizelor cu 11 rezultate de egalitate. La urma urmei e un punct, punct cu punct se adună, 11 rezultate de egalitate, 11 puncte, cu toate că mult mai mult ne-ar fi ajutat o victorie. Punctul ăsta va fi foarte important. E mai bine să nu pierdem cu echipa ca Târgu Mureș. CFR Cluj nu a avut câștig de cauză nici la TAS în privința celor 24 de puncte. Ardelenii au ajuns de la lupta pentru titlu la încercarea disperată de a se salva de la retrogradare. Am vorbit în această săptămână cu Ionuț Lale, am făcut declarații și părea foarte resemnat în ceea ce privește menținerea CFR-ului Liga 1 fără la cele 24 de puncte. Păi da, normal că și eu am declarat-o înainte. Mă uit care este situația în clasament. Pe ce poziție se află CFR-ul deocamdată? TAS era ultima cale de atac a ardelenilor. Depunctarea a fost cauzată de neplata salariilor către Hora, Voiculeț, Stana, Liviu Ganea și Vasile Maftei. Păi nu mă interesează, nu știu. Mă gândesc doar la meci, pe teren, să jucăm bine și să facem puncte. Nu ne bucurăm de răul lor, important ce facem noi pe teren. Fix 4 luni a stat pe bară Flaviu Stoican, vacanța s-a terminat pentru tehnicianul roșialbilor, care vrea să înceapă cu dreptul noul mandat în Ștefan cel Mare. Meciul cu Ceahlăul poate consemna prima victorie a câinilor după două înfrângeri la rând. Sunt parcă mai dornic ca niciodată să duc la bun sfârșit ceea ce vreau ca și țel să ating. Vreau ca și obiectiv să câștigăm următorul meci. Sigur că dacă noi o să câștigăm următorul meci, la fel de adevărat, moralul crește, entuziasm, încredere, atunci o să mergem pe o pantă ascendentă. Doar 6 etape a ratat Stoican din noiembrie 2014, de când a plecat, și până în martie, când a revenit la Dinamo. Deja a rezistat numai 3 runde. S-a scris că mai mulți jucători au dorit în înlăturarea lui Mihai Teja. Nu a fost deloc așa. Nu mi s-a cerut nicio părere, pentru că suntem jucători și nu este normal să întâmple asta, ca un conducător să întrebe un jucător dacă trebuie schimbat antrenor sau nu. Jucătorii speră ca revenirea lui Stoican să fie de bun augur pentru echipă. Încearcă să ne motiveze cât mai bine, pentru că este un moment greu. În urmă cu 4 luni, Stoican pleca de la Dinamo și puțină lume se aștepta să revină curând pe banca albăroșilor. Însă în fotbalul românesc s-a demonstrat încă o dată că orice e posibil și Stoican l-a înlocuit pe Teja. Nu e singurul caz. Precedentul există, iar unul dintre exemple este chiar la Dinamo sezonul 2007-2008, când Cornel Țălnar i-a înlocuit pe rând pe Zenga și Mulțescu. A urmat Dorinel Munteanu, care a plecat de la Universitatea Cluj la Steaua pentru ca după doar câteva luni să revină în Ardeal. Un sezon mai târziu, alte două exemple pe banca Astrei, Tibor Serimeș și Daniel Isăilă. În Liga 1 mai există însă și un tip de antrenor, eterna soluție de rezervă. Exemplele perfecte, Viorel Hizo, Marian Rada sau Adrian Sabo. Unde este Băurceanu? Asta este întrebarea la care suporterii Stelei nu reușesc să găsească un răspuns. Nici măcar el nu știe ce argument poate să aducă în favoarea sa. De când s-a întors din Turcia, a prins doar 6 meciuri în Liga 1, dintre care 3 ca titular. Bine, ținând cum acum sunt capul jos, nu sunt. Nu trec pentru un moment foarte bun, dar asta e situația. Consider că întoarcerea mea mi-a făcut foarte mult rău, pentru ținând cont de ceea ce am făcut înainte. Cam aproape tot din ceea ce am făcut înainte s-a uitat, s-a șters cu buretele. Sunt înjurat mai rău decât în momentul în care am venit la Steaua. Sfârșitul sezonului va însemna pentru Băurceanu un nou început, dar nu la Steaua. Dar n-am cum să rămân. Nu ține de mine. Eu
am o situație, am un salariu ostentativ pentru România. Sunt multe chestii. Și sincer, nu voi mai rămâne. Mijlocașul va pleca din Ghecea, dar nu vrea să o facă fără un nou trofeu. Într-un astăzi în finală, a jucat primul tur în semifinală, ar fi o premieră și pentru tine și pentru echipă. Da, titlul am mai câștigat, cupe nu le-am câștigat, asta e. Aș vrea să câștig și o cupă, cel puțin o cupă, de preferabil Cupa României. Finanțatorul Petrolului, Dan Capră, a revenit în această dimineață în fața procurorilor DNA Ploiești. Omul de afaceri, dar și fostul primar, Iulian Bădescu, au fost aduși din arest pentru ca mărturiile lor să fie puse față în față. Finanțatorul Petrolului se află în arest preventiv, după ce a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro. Există acea filmare despre care se vorbește din timpul mitei? Suficiente probe. Alexandru Mățel va juca într-unul dintre cele mai încinse derbiuri din lume, Hajduk Split, Dinamo Zagreb. În tur, partida a fost amânată după ce 50 din cei 1000 de fani care au făcut deplasarea de la Split nu au fost lăsați să intre, iar în semn de protest, toți suporterii au refuzat să urmărească partida. Inclusiv jucătorii oaspeților au boicotat meciul, astfel Hajduk a pierdut la masa verde. Acum însă totul se va decide pe teren, iar spectacolul va fi asigurat în tribune, unde fanii celor două echipe vor oferi ca de obicei un adevărat recital. HM Baia Mare a intrat în linie dreaptă pentru ultimul meci din grupele Ligii Campionilor cu Viborg. La victorie se va califica între cele mai bune 8 echipe ale Europei. Băi mărencele sunt optimiste și știu care sunt aturile echipei. Cu Viborg acasă, cum vezi această partidă? E practic o partidă de totul sau nimic. Se decide calificarea voastră mai departe. Da, dar nu trebuie să punem presiune și gândim la asta că trebuie să câștigăm meciul. Noi, primul rând, să jucăm bine, jucăm acasă, la casa la noi, la sala noastră, cu suporte noștri, deci o familie și sperăm că asta să fie încă un plus pe teren și ajute foarte mult. Și Doamne ajută și câștigăm meciul. Cu Viborgul o să pregătim acest meci foarte bine și, așa cum am spus, vom da totul pentru o victorie. Trei români și o campioană. Grecia trăiește în inima noastră. Sâmbătă la 19:30 în direct pe Dolce Sport 4. Capitan veteran să-i salută cu respect. Raț contra Goian. PAOK Asteras. Pe miticul stadion al lui Olympiacos. Răzvan Lucescu știe cum să plece cu puncte. Olympiacos Skoda Santi. Duminică la 19:30 în direct pe Dolce Sport 4. Fotbal între zei la Dolce Sport. Englezii sunt în mare încurcătură. Nemții se pot califica chiar și în ultimul minut. Spaniolii, imperial cantorăm. Dar echipa lunii poate veni de acolo de unde nimeni nu se așteaptă. Marți, pe Dolce Sport 1, se vede mâna maestrului Simeone. Atletico Madrid, Bayer Leverkusen. Pe Dolce Sport 2 avem meci de dus la expoziție. Monaco-Arsenal. Miercuri, pe Dolce Sport 1, intrăm în atelierul geniilor. Barcelona-Manchester City. Iar pe Dolce Sport 3 mergem drept la galerie. Borussia Dortmund-Juventus. UEFA Champions League. Fotbal pentru istorie. Ora 21:45, în direct la Dolce Sport.
După un sfert secund furibund, formația din Sfântul Gheorghe a trecut în avantaj la pauză, este 35-31 în a doua semifinală din Final Four-ul Cupei României. A fost fenomenală Murphy cu 20 de puncte și 12 recuperări. Cosmin, unde este cheia în partea a doua acestei întâlniri? În mod normal mă aștept să văd aceeași luptă sub panou și Murphy poate fi limitată măcar printr-un dublaj. Mă aștept ca Aradul să vină cu două jucătoare la Stephanie Murphy și să încerce măcar să o limiteze, pentru că a fost într-o formă extraordinară. Dar, de asemenea, cred că echipa care va câștiga astăzi va fi formația care va reuși să bage câteva mingi în coș de afară. Pentru că până acum Sfântul Gheorghe are una din 7, Aradul are 2 din 8, sunt practic două formații care n-au reușit deloc până în momentul de față să marcheze de la 6 metri și 75 de centimetri. Dominare categorică la capitolul recuperării ofensive pentru formația gazdă, 12 recuperări ofensive, doar 4 pentru Icim Arad. Reeditarea finalei din Cupa României din 2014, atunci a câștigat Icim Arad, acum Sfântul Gheorghe vrea să-și ia revanșa și are avantaj de 4 puncte la începutul sfertului al treilea. Începuse foarte bine jocul și Plafi. 9 puncte a marcat în startul partidei, s-a oprit acolo. Are 9 puncte și 9 recuperări jucătoarea din Canada. Principala marcatoare pentru Arad este Engelman cu 12 puncte, 4 din 5 din acțiune. Foarte îngândurat Zoran Mikeș, cel care la finalul sfertului secund a avut o discuție cu arbitrii. Era un pic supărat pentru anumite decizii. Monica Engelman. O minge care ajunge la Monica Broșovski. Broșovski întoarce la Engelman. O secundă din atac, nu se uită pe cronometru și coșul nu va fi valabil. Este abatere de 24 de secunde și posesie pentru Sfântul Gheorghe. Foarte, foarte nervos José Araújo, antrenorul portughez, vârstă de 42 de ani, cu multe trofee în Portugalia, câștigat 4 titluri naționale plus de 3 ori cupa în Portugalia. Primește Murphy, dublată, scoate către Jeffrey, aruncare de 3 puncte perfectă, care ridică iarăși la unisor publicul din Sfântul Gheorghe. Croșov. Engelman numește Catherine Plafi. N-are pe unde să pătrundă, aproape să greșească pasa. Plafi își bagă adversara sub panou, se întoarce și înscrie folosindu-se de sticlă. O minge care sărută panoul exact acolo unde trebuie, iar Catherine Plafi ajunge la 11 puncte marcate. Foarte multă ceață în ofensiva celor de la Arad în sfertul secund. Trebuie să se întoarcă la ceea ce a funcționat în primul sfert și asta înseamnă să o implice des pe Plafi. Plafi are avantaj sub panou, a avut avantaj în primul sfert, n-au mai jucat-o suficient în actul secund. Are 11 puncte Plafi și 9 recuperări în această partidă. Jeffrey acum repune până la Murphy. Părău. Același duel între Părău și Broșovski. Singurele jucătoare românci aflate pe teren. Sunt cinciurile de start pentru ambele echipe în momentul de față. Jeffrey, Harrison, Marshall, Părău și Murphy. Pentru formația gazdă, oaspetele cu Simmons, Plafi, Broșovski, Broomfield și Engelman. O pasă lungă a lui Plafi. Funcționează bine contraatacul, dar Engelman face pași. Uită să bată mingea în momentul în care primiți o pasă excelentă și ea mai departe de la Laura Broomfield. Foarte bune aceste cadre cu Araújo, care este foarte furios în startul sfertului. Nu concepe să piardă acest meci Părău. Blocajul lui Murphy, un blocaj fals, rămâne Părău și pătrunde, aproape să greșească pasa. Este final de atac, 4 secunde. Trebuie să arunce Marshall, aruncă de 3. Marshall recuperează până la urmă Simmons. Tot ea încearcă să accelereze acum, schimbarea direcție în fața lui Părău, Megan Simmons până la capăt, cere și faultul. Își apropie formația la o singură posesie, 38-35. Ținută în frâu până acum, pe tabla de șah, au mutat bine
Jucătorile de la Sfântul Gheorghe, Simmons nu are decât 6 puncte în acest meci, 3 din 7 din acțiune pentru principala marcatoare a celor de la Icim Arad în sezonul regulat. Ratează Harrison, se luptă Marshall. Marshall își face loc și îi aduce încă 2 puncte după o nouă recuperare ofensivă. Și aici n-au strâns cum trebuie Broomfield și Bluffy, aruncă de 3 și scrie cu noroc Megan Simmons. Un goș de care Aradul avea foarte multă nevoie. Megan Simmons cu prima reușită de la mare distanță, a treia pentru formația din Arad. 38% procentajul la 3 puncte în actualul sezon, cu foarte multe reușite, 45 în 25 de partide. Din nou gaură în defensiva Aradului, 2 puncte ușoare marcate de Marshall. A funcționat încă o dată conexiunea Harrison-Marshall. Simmons pentru Engelman. Broomfield vine la blocaj. Engelman o găsește pe Plaffy. Vrea tripla. Aruncă prea scurt și recuperarea vine de la Jonisha Jeffrey, cea care prinde pentru prima oară astăzi. Accelerează, lasă pasa aiurea însă. E o șansă pentru Engelman pe contraatac, apărată de Părău. Foarte frumos acest procedeu al lui Engelman. A avut răbdare, a fost foarte meticuloasă pe această pătrundere și Aradul vine la 2 puncte. Anemarie Părău. Mai departe primește Tonisha Harrison. Harrison pe pătrundere, aruncare dificilă, era cumva să scoate din buzunar cele 2 puncte pentru Sfântul Gheorghe. A recuperat însă Plaffy, care face și ea double-double. Reprimește de la Moni Broșovski și o pune coș. 13 puncte și 10 recuperări pentru Catherine Plaffy. Așa cum jucătoarele de la Universitatea Goldie și Icim Arad nu au cum să o apere pe Murphy sub panou, prin Broomfield, cea care a fost desemnată să o apere astăzi, la fel în cealaltă parte, Plaffy mi se pare că are un avantaj clar cât timp ajunge sub panou în duelul cu Marshall. E mai înalt, are un joc de picioare foarte bun. Și în timp ce spuneai asta, Broomfield tocmai comite a patra greșeală personală, încercând să o țină pe Murphy departe de spațiul de 3 secunde, dar n-a reușit acest lucru decât cu prețul unui foul și acum schimbată intră Suzana Milovanović. Astfel, misiunea e mai grea acum pentru Plaffy, care trebuie să o preia pe Stephanie Murphy. Același duel între Părău și Broșovski. Vine la blocaj Marshall. Se spate bine Broșovski să iasă din blocaj. E duel 1-1. Părău atrage două adversare. Aruncă de 3. Marshall ratează. Pare fenomenal Murphy. Încă o dată Murphy din nou. E de neoprit sub panou Murphy. 22 de puncte și 14 recuperări. Milovanović, faultată de Murphy. Este cea de-a doua greșeală personală pentru Stephanie Murphy, iar Suzana Milovanović merge acum la nivelul liniei de fault pentru 2 tentative în sezon regulat, un procentaj de 67% pentru Suzana Milovanović. Și o discuție între José Araújo și Andrada Cender pentru ceea ce arădencele consideră că ar fi trebuit să se dicteze o greșeală antisportivă. Nu cred că a fost, nu mi s-a părut a fi greșeală antisportivă, a fost faul de joc. Probleme la linia de fault, au ajuns rar acolo jucătoarele de la Icim Arad, au doar 3 libere transformate, 4 acum din 9 tentative, 8 din 11 pentru Sfântul Gheorghe, iar Părău trece din nou la construcție. Marshall mai departe pentru Jackie Jeffrey. Primește Marshall de la Harrison. No Jeffrey. Puțină mișcare în această posesie. Se scurg secundele. E final de atac. Jeffrey trebuie să creeze. Îi dă mingea lui Marshall. Trebuie să arunce. Marshall și marchează pe finalul atacului. Inexcuzabilă lipsa de reacție a Suzanei Milovanović, care n-a stat aproape de Marshall în condiții în care n-avea ce altceva să facă decât să tragă. Era ultima secundă de atac. Engelman aruncă de 3 și scrie Monica Engelman, plantează 3 puncte pentru Arad și jucătoarele considerate oaspete astăzi vin la un punct diferență. Harrison aruncă și ea de 3 cu panoul. Cred că a fost faultat, a fost atinsă pe acea aruncare. Harrison a și reclamat acest lucru.
Avem parte de două semifinale foarte, foarte tare aici la Sfântul Gheorghe, după un meci strâns, câștigat la limită de CSU Alba Iulia. Un meci foarte tare și acum în a doua semifinală, Marshall pe contraatac, două puncte ușoare pentru Icimarad, pentru Sfântul Gheorghe, pardon. Și Marshall are 14 puncte, e a doua marcatoare a formației gazdă după Stephanie Murphy. Prea agresivă a fost Murphy aici și comite cea de-a treia greșeală personală. Aici e un moment extrem de important. Sunt curios ce va face Zoran Micheș, antrenorul lui Sfântul Gheorghe, considerat drept cel mai bun tehnician al campionatului național în actuala stagiune. O va scoate. Este până la urmă decizia corectă. Nu poți să riști să joci cu Murphy acum, oricât de bine ar fi evoluat, având trei greșeli personale și să o comită cumva și pe cea de-a patra, în condițiile în care o apără și pe Fluffy, jucătoare agresivă în atac, jucătoare care încearcă să te bage sub coș. O introduce pe teren pe Cristiana Cutaș. Nici o secundă astăzi pentru Pașcalău, cea care în mod normal joacă titular pentru Sfântul Gheorghe, disponibil astăzi. 10 puncte, 7 recuperări în medie pe întâlnire în actualul sezon. A fost o soluție acolo sub panou, evident. Da, este în timp ce Simmons îți scrie de 3 puncte, una dintre cele doar două jucătoare din istoria României care au evoluat în WNBA. Flori Pașcalău și Gabi Mărginean sunt jucătoarele care au prins meciuri în cea mai puternică ligă profesionistă feminină din lume. Primește Cutaș, scoate pentru Părău. Părău vrea tripla cu panoul, tot aproape să înscrie, dar Plafi recuperează din nou pentru 11-a oară. Egalitatea la 49. Universitatea Vasile Goldi și Cibarat poate trece în avantaj. Simmons pentru Broșovski, din nou aruncă de 3 Broșovski, același rezultat din păcate pentru ea, o nouă ratare. Nu i-au intrat deloc aruncările, n-are niciun punct până acum. Două pase decisive pentru Moni Broșovski-Voriga. Jack Jeffrey, bloc ieșire cu Cristiana Cutaș. Se întoarce Jeffrey și scrie. 7 puncte și pentru Janisha Jeffrey. Sfântul Gheorghe trece din nou la conducere. Față de finala de anul trecut, Icimarad a păstrat o mare parte din jucătoare. În actualul sezon, Sfântul Gheorghe cu multe jucătoare noi și lotul este foarte tare, foarte bun. Poate ataca Sfântul Gheorghe de pe orice poziție aflată pe teren. Este faultată Jeffrey acum de Fluffy. Așa mi se pare și mie că Shevchi și-a făcut anul acesta o echipă completă, o echipă care poate să speculeze vulnerabilitățile adversarului în funcție de care sunt acestea. Dacă ai lacune sub panou, te vor abuza acolo. Dacă ai lacune pe postul de conducător de joc, se vor folosi de avantajul de sus. Jeffrey, prin blocajul Cristianei Cuta, scapă acea minge, dar tot ea o regășește. Sunt 9 secunde rămase din acțiunea ofensivă. Jeffrey este faultată înainte de aruncare, iar Aradul intră acum în penalizare. A patra greșeală de echipă pentru Universitatea Vasile Goldi și Cimarad, iar Catherine Fluffy face și ea 3 faulturi. José Araújo nu schimbă însă. 77% procentajul pentru Jeffrey la aruncările libere. O foarte multe soluții în atac. Aruncă Harrison. Jucătoarele de la Sfântul Gheorghe. Recuperează foarte bine Marshall. Tot ea recuperează. E blocată ulterior. Și acum Simmons încearcă să declanșeze contraatacul. Accelerează Simmons. Foarte bună încrucișarea cu Engelman. Ratează și ea dintr-o poziție ușoară. Accelerează acum Harrison. S-a apărat bine Engelman. Două jucătoare de la Arad prăbușite pe parchet. Totuși, Moni Broșovski nu o lasă pe Anne-Marie Părău să profite, dar vine faultul și vor fi două aruncări libere pe care le va executa Anne-Marie Părău. Vreau cea mai bună pasatoare a campionatului național în actuala stagiune. La libere are un procentaj de 81%, 8,3 puncte și 3,6 recuperări de asemenea pe întâlnire pentru Părău, alături de cele 5,9 pase decisive. A mai jucat la Alba Iulia la Târgoviște.
asemenea în Franța și în Israel. Anne-Marie Părău, 31 de ani, 1,70 m, 2,2 intercepții pe întâlnire. E un lot tare, într-adevăr, la Sfântul Gheorghe. Face ravagi Supanou, Murphy au conducător de joc excelent, dispus să paseze în Anne-Marie Părău și de asemenea o jucătoare defensivă foarte bună. Și apoi au trei jucătoare de perimetru excelente, ce pot pătrunde, pot arunca de la semidistanță sau chiar de la distanță, pot să ajungă foarte bine și sub coș. E vorba de Jeffrey, de Harrison și de Marshall. E un lot tare, într-adevăr. Sunt primele puncte marcate de o româncă, primul punct, de fapt, pentru că a ratat-o Anne-Marie Părău pe cea de-a doua, în condițiile în care primeam acest mesaj de la Sabin Gherdan, de la site-ul totalbasket.ro. Ești obligat să joci cu o româncă în teren, așa cum va impune Federația Română de Basket și în Liga Națională Masculină, începând cu sezonul viitor. A mai fost această regulă la băieți, obligatoriu să joacă având o româncă în teren la feminin și în actuala stagiune. Și, repet, libera lui Anne-Marie Părău a însemnat primul punct pentru o jucătoare română în această confruntare. Ratează Engelman, recuperează Cristiana Cutaș. Este Marshall. Părău. Vine și primul coș din acțiune pentru o jucătoare româncă. Părău își face loc și sunt 5 puncte avantaj pentru jucătoarele de la Sfântul Gheorghe. Moni Brășov pentru Engelman de 3. Da. Moni Brășov cu pasa decisivă. Monica Engelman cu coș de 3 prin care ajunge la 20 marcat. I-a intrat bine coșul de 3 puncte lui Engelman. Deși procentajul nu era neapărat stelar în sezonul regulat, 29,6 procentajul la 3 puncte. Primește Cutaș. Părău. Părău din nou către Cutaș. Incomodat acolo. Se termină sfertul cu un foul cerut de fani, un foul cerut și de jucătoarele de la Sfântul Gheorghe. 54-52 după 3 acte în a doua semifinală de la Sfântul Gheorghe. Sărbătorim un nou sezon de Formula 1. Doar aici, întotdeauna în direct. Cel mai frumos sport dintre toate sporturile cu motor. Formula 1. Prima cursă a anului. Australia. Sâmbătă, 14 martie la 8, calificări. Duminică, 15 martie la 7, cursa. În exclusivitate la Dolce Sport 1. Fără de stadion, frații din exil își aduc aminte de viața de acasă. Departe de locul care le dă putere, improvizează pe terenuri străine. Continuă drama din campionatul Ucrainei. Shakhtyor Olympic Donetsk. Fotbal pericol. Duminică la 17 în direct pe Dolce Sport 3. Când sub linie, când peste. Miami trăiește periculos calificarea în play-off și dă emoții teribile fanilor obișnuiți cu finale. Până la momentul 0, zero șanse să mai comită greșeli. Miami-Portland cu Robert Crista și Cosmin Pătrescu. Joi la 1.30 în direct la Dolce Sport 1. NBA Everybody Up. Au trecut 30 de minute din cea de-a doua semifinală a Final Four-ului Cupei României la basket feminin și sunt doar două puncte diferență care despart cele două formații ce joacă astăzi în penultimul act într-o reeditare a finalei din sezonul anterior. ACS, Șef și Six, Sfântul Gheorghe conduce Universitatea Vasile Goldiș Icim Arad cu scorul de 54-52 după o partidă în care Stephanie Murphy a fost de neoprit. 22 de puncte și 14 recuperări pentru Stephanie Murphy. De partea cealaltă, Catherine Plaffy și ea cu double-double, 13 puncte și 11 recuperări. 20 de puncte pentru Monica Engelman, mâna de afară a Aradului. De asemenea, trebuie menționată și Marshall de la Sfântul Gheorghe, care a strâns 14 puncte până acum.
Incredibil coșul marcat într-un unghi închis acolo de Harrison pe final de atac. Coș de 3 puncte pentru Sfântul Gheorghe. Așezați-vă cât mai confortabil, prieteni. Vom avea un final foarte cins aici la Sfântul Gheorghe, la a doua semifinală a Cupei României. Atmosfera a fost senzațională pe tot parcursul acestui meci. Un răspuns neașteptat venit aici de la Milovanovici. Dar oamenii știu basket aici la Sfântul Gheorghe. Știu când să pună presiune pe adversare atunci când acestea sunt în atac și să-și încurajeze formația când favoritele se află în faza ofensivă. Jeffrey. Kutaș. Mai departe pentru Marshall. Marshall de la 3 distanță. Recuperează Suzana Milovanovici pentru a treia oară. Engelman are mingea, are 20 de puncte astăzi. Este Samburska. Jucătoarea din Ucraina, părată bine de Jeffrey, aproape de intercepție Harrison. Roșovski e departe pentru Engelman. 5 secunde, Engelman aruncă de 3, aruncare lungă, recuperează foarte bine Jeffrey. Murphy cere mingea, Plafi se apără bine și se interpune pe traiectoria unui balon care altfel ar fi ajuns în brațele lui Stephanie Murphy. În momentul în care prinde sub coș, nu prea mai ai ce să-i faci. Am văzut și dacă ratează, tot ea recuperează ulterior și folosește excelent corpul. Foarte bună feta și sunt două puncte ușoare pentru Marshall. E o duetare acum sub panou între Plafi și Murphy la celălalt panou. Plafi o apără pe Murphy. Altă tactică însă pentru Sfântul Gheorghe. O pune pe Kutaș, antrenorul lui Sfântul Gheorghe, la Murphy. Aruncare de 3 puncte ratată de Icim Arad. Kutaș pe contraatac, nu are prea mult noroc. Și mingea este recuperată de Plafi, foarte bună la recuperări Plafi astăzi. Engelman apasă pedala de accelerație, reprimește de la Broșovski. Ișepci se reașează în defensivă. Engelman pe pătrundere, trece într-un trafic congestionat și găsește soluția pentru a ajunge la 22 de puncte. Harrison. Trebuie jucată Murphy, apărată de Plafi cu Broomfield pe margine, pregătită însă și ea să reintre pe teren la prima întrerupere. Și iată de ce spuneam că trebuie jucată Murphy, pentru că Plafi e nevoită să faulteze în general în acest duel. Și Plafi, poate a doua jucătoare ca importanță astăzi pentru Icim Arad, are 4 greșeli personale în acest moment. Și este cam singura care se poate bate cu Murphy acolo sub panou. Asta este marea problemă pentru Arad în momentul de față. Plafi are 11 recuperări, în rest nimeni are mai mult de 5 de la Ardence, iar cea care are 5 e conducătorul de joc, Simmons, care nici măcar nu se află pe teren în momentul de față. Murphy aici, apărată de Engelman. Aruncă Marshall, dezechilibrată, un airball în ultima secundă de atac și va fi posesie pentru Arad. O zonă încercată la faza precedentă și o zonă ce a rupt ritmul celor de la Sfântul Gheorghe. Sunt ceva probleme pentru Engelman, cea mai bună jucătoare de la Oaspeți. 22 de puncte pentru Engelman, din păcate scoasă într-un picior pe margine. Frumoasă reacția publicului din Sfântul Gheorghe. Sunt aplauze pentru efortul lui Engelman din acest meci. Și poate și motive un pic de bucurie. Engelman a băgat frica în adversare în această partidă. Atac pe care conduce Olena Samburska. Moni Broșov. Pasă pe care Broomfield o recepționează cu dificultate. Pătrunde Milovanovici, o pune coș. And one pentru Suzana Milovanovici. Lipsă de comunicare în defensiva lui Șef și Sfântul Gheorghe. Dar aici, după ce a depășit-o pe Kutaș, trebuia să vină cineva la ajutor. Bine, cred că, evident, s-a ferit să apară acolo Stephanie Murphy, având 3 greșeli personale, să nu comite ea pe cea de-a patra. Nu este egalitate, Milovanovic ratează. O întindere musculară, cred, așa pare, pentru Engelman. Va reveni cu siguranță pe teren, va mai încerca să revină, vom vedea cum va reacționa corpul ei.
Ratează Jeffrey într-o poziție ușoară. Simmons trebuie să atace mai mult acum cu Engelmann pe margine. Aruncă de 3 pe contraatac și ratează chiar Simmons. Să vedem replica lui Șef și Sfântul Gheorghe Harrison. Pentru Cutaș. Jeffrey. Murphy. Lasă pentru aceeași Jeffrey. Pirueta superbă, aruncare însă dezechilibrată. Moni Broșovski deviază mingea îndeajuns pentru a le încurca pe jucătoarele din Covazna. Și astfel este posesie pentru Arad, care poate prelua conducerea. Primește Broșovski. Aruncă de 3 Broșovski. În sfârșit înscrie Borica Broșovski și aduce avantajul pentru ICI Arad, 61-59. Broșovski, un coș important, să nu uităm că a jucat și la Sfântul Gheorghe în trecut. Jeffrey, de la semidistanță, pe lângă inel. Moni Broșovski, o pasă excelentă, însă n-a recepționat-o din prima. Simmons găsește însă ajustarea, o piruetă superbă de lângă Jeffrey. Și este logic, time-out cerut de Zoran Mikeș în condițiile în care Aradul a venit peste Sfântul Gheorghe și conduce acum la 4 puncte, 63-59, după pirueta și finalizarea lui Simmons, care ajunge și ea la 14 puncte. Hey. Calm down, girl! We didn't do what we want in offense and this is the problem. They immediately do in the, go in the fast break. This is not offense when we go in five, we tie down. I want tie up like a second trailer. They have Bloomfield with four foul and we are putting Stephanie outside. They defend this baseline five, this, and Bloomfield switch tie. She switch, so she will probably switch also Chucky now. Chucky, if you go on, out, Bloomfield stay here to help on Stephanie. So look, this is the corner and play one on one here. In offense. Going two, but two down first offense. Two down first offense. Defensively, first set of 23. We need there a one mistake for them, and we are in the game. Un adevărat thriller în a doua semifinală a Cupei României. Aradul a trecut în avantaj și o seară plină de evenimente sportive, cum v-ați obișnuit la Dolce Sport, și vom avea pe Dolce Sport 1 meciul Simonei Halep de la Indian Wells de la ora 22, apoi pentru cei ce nu au somn, de la 4 dimineața Monica Niculescu, tot la Indian Wells, o întâlnește pe Serena Williams. Să mai lucreze și alții noaptea. Astăzi nu avem NBA, e prima și probabil ultima vineri din actualul sezon în care nu transmitem vreo partidă din NBA într-o noapte de vineri. Îi lăsăm pe cei de la tenis să facă o noapte albă. Noi ne reîntâlnim însă mâine de la 19:30 de minute cu finala Cupei României de aici, din sala Cate Savo, din Sfântul Gheorghe. Aradul în ofensivă, Sfântul Gheorghe a ratat după timeout. Zamburzca pătrunde, lasă pentru Bloomfield, care fentează și scoate faultul la Harrison, cea care comite a treia greșeală personală. Primul sfert dominat de Arad, sfertul al doilea dominat clar de Sfântul Gheorghe. Sfertul 3 foarte echilibrat și cu foarte multe puncte. Cum însă în sfertul 4 facem un cerc complet, se pare, pentru că din nou Aradul domină și punctele vin foarte, foarte greu pentru Sfântul Gheorghe. Sunt doar 5 puncte în 5 minute și jumătate. Mult mai bună apărarea pentru ICI Arad. Ciudat faptul că nu au putut să profite jucătoarele din Sfântul Gheorghe de faptul că Engelmann este pe margine după acea întindere, iar Plafi are 4 greșeli personale și este și ea de asemenea pe margine de minute bune. Murphy n-a mai scris de mult, nici n-au mai prea căutat-o cu pasele. Acum primește Murphy de lângă Bloomfield, care stă foarte bine pe picioare. Murphy scoate însă faultul și pentru Bloomfield aici se încheie partida. A cincea greșeală personală este eliminată din joc după o fentă superbă a lui Murphy. Inițial aici Bloomfield a stat excelent, mai departe a fost păcălită și e fault clar. Mi s-a părut că exact la finalul, fazei, după ce s-a dat faultul, Murphy a făcut un semn de papa, de la revedere cu mâna,
știa câte faulturi are Broomfield. Probabil era mulțumită că l-a dat bine pe ăsta ultimul, i-a dat peste cap lui Murphy, o fi zis ok, îmi iau la revedere măcar cu o lovitură mai dură. Și ar trebui imediat la următoarea posesie din nou Sfântul Gheorghe să meargă pe Murphy, pentru că a revenit Bluffy pe teren. Bluffy are 4 greșeli personale, trebuie atacată și ea. Într-un moment atacă Simmons, aruncă de la semidistanță, recuperează Harrison. Anne-Marie Părâu. Foarte bine se repliază Moni Brozovski, nu o lasă pe Părâu să declanșeze contraatac. Încearcă să-și ia poziția Murphy. Bluffy se apără din față foarte bine și Moni Brozovski interceptează. Modestă pasa la posesia precedentă. Simmons acum. Pentru Bluffy, încerca Bluffy să-și ia acolo o poziție cât mai bună, atât dacă pasa era mai înaltă, avea drumul către coș liber. Bluffy, 3 minute 44 de secunde. Aradul conduce 64 la 61. Este căutată Samburska. Samburska prin blocajul Suzanei Milovanovici, pătrunde Samburska, scoate senzațional către Simmons, ratează Simmons. Ce pas a dat conducătorul de joc din Ucraina, Samburska. Sfântul Gheorghe din nou cu șansa de a veni la un punct sau chiar a egala în cazul unui coș de 3. Anne-Marie Părâu, doar 2 pase decisive livrate astăzi de conducătorul de joc de la Șepși. Pătrunde Anne-Marie Părâu, o pune din nou alături, recuperează Murphy și scrie. Nici n-a mai sărit la fin, de frică să nu facă a 5-a greșeală personală. Da, și se dăduse la o parte și de lângă Părâu pe pătrunderea conducătorului de joc de la Sfântul Gheorghe. Bluffy ratează acum însă într-o poziție foarte lejeră. Contraatac cu Părâu. Sfântul Gheorghe trece în avantaj cu 3 minute înainte de final. Asta e cheia la Anne-Marie. Să fie apărat agresiv. De 2 ori a ratat liberă cu panoul aici când Samburska e posibil să fie și faultat la nivelul corpului. Îl scrie cu mâna stângă și vine timeout-ul la un punct avans pentru Șepși și Sfântul Gheorghe. Not we stop it. I don't need crazy shots right now. So lots of time to play. Okay? So watch out on the zone. And then if you keep the ball back, we are playing with 11 now. So just one screen. You got it? Mo, if you have time to come here, great. For the shot or to pass inside. If not, stay. And after this, we need to attack the basket. Put the ball on the floor. Reaction, guys. Sfert 4, ultra-defensiv, punctele au venit foarte greu, este 12 la 11 scorul în acest sfert pentru Arad, punct avantaj pentru Sfântul Gheorghe. Multe momente de incertitudine pentru jucătoarele de la ICIM Arad, eliminată cu faulturi Broomfield. Bluffy are 4 greșeli, Engelman joacă în sfârșit după aceasta minute, pune pe bancă după acea întindere. Simmons pentru Bluffy. Pasă pentru Milovanovic, decisivă, distribuită de Catherine Bluffy. Al doilea asist pentru Bluffy astăzi. Extraordinar desenul după timeout pentru ICIM Arad. O aruncare complet liberă. Foarte bună pasa, foarte bună traiectoria. Se luptă Harrison acum, câteva fente, ratează Harrison. Engelman este cea care fură această minge și poate declanșa contraatacul. Găsește pe Milovanovic, reașează poziționalul Simmons. Bluffy vine la un blocaj fals, se duce acum sub coș, e chemată încă o dată de Simmons. De data asta așează blocajul Simmons de 3, prea scurt, recuperează Jeffrey. Forțat aici, inutil Simmons, a doua aruncare de 3 puncte forțată în ultimele minute. Trebuie jucată Murphy din nou, să fug de Murphy. E ținută de Milovanovic, are experiență Milovanovic, are 35 de ani.
și Jeffrey trebuie să facă ceva pe finalul atacului. Aruncă disperată de 3 puncte, recuperează din nou Murphy, pasă în aglomerație și este mingie pentru Icim Arad. Un punct avans pentru Arădenci. Engelman scapă această minge interceptată de Anne-Marie Părău. 2 contra 1, pasă pe la spate, decisivă și scrie fără probleme Săiara Moșă. Extraordinar. Lideră la pase decisive în campionat Părău și senzațională și la intercepții în actualul sezon. 2,6 intercepții în convingere furată. Marshall pe contraatac. Se dă fault la Moni Broșovski. Aproape de victorie Sfântul Gheorghe. 67-66. Ce întoarcere în ultimele secunde. Până la urmă, e cel mai bun lucru pe care putea să-l facă Moni Broșovski. Avantajul înălțimii era pentru jucătoarea americană, astfel că Moni Broșovski măcar o trimite la libere, de unde trebuie să-și merite punctele. Un minut fix până la final. Timeout din nou în sala Catisau. Let's go about these 3 points, okay? We don't need any airwing. We need a big shot. You got this. If it's a 3-pointer, it's a 3-pointer. But don't go crazy. We go 11 up, okay? We have a foul again. Now, it doesn't matter if we score or not. If we miss, we go the first three. You understand me? Exact 60 de secunde până la finalul semifinalei cu numărul 2 Final Four-ul Cupei României de la Sfântul Gheorghe. 2 aruncări libere uriașe pentru Marshall, 2 intercepții consecutive pentru jucătoarele de la Sfântul Gheorghe. N-ai voie pe final de meci și să-i dai adversarului puncte gratuite, puncte ușoare. Exact asta a făcut Icim Arad. Marshall 65% în sezon la libere și o ratează pe prima. Repet, atunci când ești pe final, procentajul e și mai mic pentru că e o presiune uriașă. Împarte perechea și își pune echipa la 2 puncte în față, Țăiană Moașă. Engelman, atmosferă nebună la Sfântul Gheorghe. Jeffrey aproape să fure o nouă minge. Engelman, din blocajul lui Buafi. Engelman se oprește, aruncă, o aruncare dificilă, se luptă Milovanović. Buafi ratează și ea încă o dată. Milovanović reușește recuperarea. Este accidentată și întinsă pe jos Jeffrey. Conform regulamentului Federației Internaționale de Basket, atunci când o jucătoare e accidentată, arbitrii sunt obligați să oprească jocul. E foarte supărat José Araújo. Cred că pe faptul că s-a oprit jocul când echipa sa avea avantaj, dar așa spune regulamentul. Nu e ca în NBA, pentru cei care ne urmăresc noapte de noapte la partidele din NBA, acolo ești obligat să-ți ceri timeout dacă îți vezi jucătorul propriu accidentat sau, în fine, dacă ești în apărare, aștepți până prinzi mingea sau până primești coș. A intrat Killin în locul lui Jeffrey, accidentată. Uriașe cele două recuperări ofensive pentru Milovanović, care păstrează în meci Icim Aradul. Și de unde au venit, de lângă Murphy, jucătoare care astăzi a fost incredibilă cu 19 recuperări. Repune Simmons, senzațională în defensivă Părău astăzi, a limitat-o pe Simmons destul de mult. Engelman. Engelman rămâne perecheată cu Murphy, pătrunde, forțează și este faultată Fluffy după o nouă recuperare ofensivă. Foarte importante aceste recuperări ofensive pentru Icim Arad pe finalul meciului, după ce, să nu uităm, în prima parte, primele două sferturi, a dominat categoric la capitolul recuperări ofensive Sfântul Gheorghe. 9 libere uriașe pentru Fluffy. 62% doar procentajul în sezon. O ratează pe prima.
Murphy are astăzi 2 din 5 la nivelul ei de foul. Cere timeout acum Zoran Mike și antrenorul lui Sfântul Gheorghe. 29,6 secunde până la finalul acestui thriller. Este un match exact așa cum îl doream și cum îl anticipam. Poți să te aperi fără să faci fault în momentul de față. Îți rămân aproape 6 secunde, chiar mai mult dacă adversarul aruncă mai repede de 24 de secunde. Eu asta aș face, m-aș apăra. Este însă un risc foarte mare în condițiile în care Sfântul Gheorghe are 19 recuperări ofensive astăzi. Riști să se scurgă toate secundele. În ulterior să fie nevoit să faultezi. To cut and to continue to screen. We have time. Maybe they will make foul because they don't have team fouls, okay? But on the other side, Stephanie, you are down. Tie. You are here to transfer the ball on the other side. If you don't have this pass, pass back to Chucky. And stay here, don't move before we catch the ball. So in this case, if you not pass, you have riposte from Stephanie. There is time. If you don't have pass, go to Stephanie. Aradul are 35% procentaj la 3 puncte astăzi, 7 din 20 pe statistică. Așadar, dacă vrei mingea repede, poți să faci fault aici. Mai ales dacă prinzi vreo jucătoare cu un procentaj mai slab de la șef și la nivelul ei de foul. Marshall, spre exemplu, are azi 2 din 4, Părău și Harrison 1 din 2. Jeffrey n-a aruncat astăzi. Jeffrey și Părău, cele mai bune dintre jucătoarele de pe teren la fault, la procentaj din sezonul regulat. Acum vine faultul în sfârșit la Harrison. Și Harrison are procentaj destul de bun, 77,6. Avea însă de dat un fault. 21 de secunde și jumătate. E clar că vor faulta și acum vor încerca intercepția, poate, și apoi vor fi nevoite să faulteze. Da, aici nu mai e altă soluție. Aproape de intercepție, vine acum faultul și vor fi două aruncări libere pentru Tăiana Marshall. Marshall astăzi s-a mai aflat la nivelul ei de fault, în patru rânduri a transformat două. Da, a venit bine faultul. Dintre jucătoarele de pe teren este bine că au trimis-o pe Marshall la linia de fault. Stăpânire de sine foarte bună Marshall acum. Prima aruncare transformată este uriașă, însă și a doua. Se înscrie. 16 secunde și jumătate. Ai timp să mergi și pe o aruncare de două puncte, să faci foul ulterior dacă ai coșul ușor de două puncte, îl accepti. Se pare normal să-l accepti. În sezon, Simmons cu cele mai multe coșuri de trei puncte de la Ichi Maraci, un procentaj bun, 38%. S-a Burska poate arunca și ea de trei, dar a făcut-o foarte rar. Brozovski doar 25% procentajul în sezon la trei puncte. Cam multă gălăgie pentru acel copil pe care l-am avut în imagine. El și cu noi, singurii care avem căști în sala de la Sfântul Gheorghe, era totuși protejat cu siguranță de vacarmul din arena Cati Savo. 16 secunde și jumătate. Aradul poate egala cu un coș de 3. Se poate apropia la un punct cu un coș de 2 și poate face ulterior faul. Să vedem care va fi desenul lui José Araújo. A repus Moni Brozovski, aruncare de 3. Engelmann opune coș și este egalitate la 70 cu 13 secunde până la final. Ce sânge rece pentru Engelmann, care a prins mingea, s-a întors, a aruncat și a îngropat tripla.
20 și una de reușite în sezon, procentaj de sub 30%, dar astăzi a fost on fire la aruncările de 3 puncte, 4 reușite din 6 aruncări pentru Engelmann. The ball and then continue on the other side if you cannot get the ball, okay? Then Ty move for Anne and Ty come here to get the ball and look for Stephanie also. And you have 12 seconds. CSU Alba Iulia își așteaptă adversara. Este un thriller la Sfântul Gheorghe și a doua semifinală, prima, s-a terminat cu o victorie la 4 puncte pentru Alba Iulia în fața Alexandriei. Și s-ar putea ca Alba Iulia să mai aibă de așteptat, pentru că dacă Sfântul Gheorghe nu marchează, în aceste 12,8 secunde rămase, mergem în prelungiri. Clar, Zoran Micheș trebuie să le fie explicat jucătoarelor sale că orice ar fi, aruncarea trebuie să vină fără să le lase timp arătencelor să mai facă ceva ulterior. Harrison cu probleme, la repunere, fură mingea Milovanović, revine Marshall, ultimele 7 secunde, dezorganizată Aradul în defensivă, Harrison, o abatere de picior care salvează pentru moment meciul pentru Icima Arad, era liberă Murphy sub coș. S-a părut că și-a bătut mingea în bărbie Milovanović, cred uitându-se foarte mult spre coș, spre locul în care trebuia să ajungă. O ultimă șansă pentru Sfântul Gheorghe. Plafi interceptează. Aradul mai are o posibilitate, dar se termină aici, sfertul al patrulea. Și astfel mergem în prelungiri. Overtime în cea de-a doua semifinală a Final Four-ului Cupei României la basket feminin. 70-70 între ACS, Chef și Sig Sfântul Gheorghe și Universitatea Vasile Goldiș, Icima Arad. 5 minute suplimentare ne așteaptă aici pe Dolce Sport 2. Multă lume a considerat că aceasta este adevărata finală a Final Four-ului. Să nu subestimăm însă CSU Alba Iulia, cea care s-a calificat în ultimul act. Dar am avut o a doua semifinală senzațională. Înainte și înapoi au mers jucătoarele de la Șep și Sfântul Gheorghe și jucătoarele de la Universitatea Goldiș, Icima Arad. Eliminată Bromfield de multe minute. Joc excelent pentru Plafi, 14 puncte, 14 recuperări. Simmons, 14 puncte și ea, iar Engelmann, fără îndoială, jucătoarea care a salvat meciul pentru Icima Arad și cu acel coș de 3 puncte, are 25 de puncte în total. Reacția lui José Araújo spune multe, dar până la urmă el este cel care a desenat schema și a ales cea mai bună jucătoare a sezonului din spatele arcului de cerc, iar Engelmann nu l-a dezamăgit, fiind și într-o formă teribilă astăzi, cu 4 reușite din 6 tentative de la mare distanță. Asta este reușita lui Engelmann, prin care avem nevoie de 5 minute suplimentare, cel puțin 5 minute suplimentare, pentru a vedea cu cine joacă Alba Iulia în finala Cupei României la basket feminin. Engelmann cu 25 de puncte, 4 recuperări și o pasă decisivă. Asta este super pasa dată de Anne-Marie Părău pe finalul sfertului al patrulea. Murphy, 26 de puncte, 19 recuperări. Să nu uităm însă, iată și această reacție colosală, într-adevăr, superbă, imaginea. Maricel Urban, cred că a mușcat până la urmă din această bliță. Oricum, are o dantură de invidiat Marcel Urban, dacă poate să muște atât de agresiv din tăblița respectivă și totuși să nu aibă absolut nimic ulterior. 21 de puncte și pentru Marshall cu 9 recuperări. Începe repriza suplimentară în a doua semifinală. Este reeditarea finalei 2014. Sfântul Gheorghe Icima Arad. Astăzi spuneau fanii de la Sfântul Gheorghe, se vede cât de mult a crescut și cât de mult s-a întărit Sfântul Gheorghe față de sezonul precedent. Până acum e la egalitate cu vicecampioana României, cu Icima Arad. Anne-Marie Părău.
Harrison. Primește Marshall, mai departe Părău. Și a Stephanie Murphy poziția. Pluffy se apără la ea. Pătrunde Murphy. Pluffy îi alterează aruncarea. Cred că e capac a lui Pluffy, care, vă reamintim, joacă având 4 greșeli personale. Simmons. Ar trebui să nu se fulere nimic ușor în prelungim, nimic care să decidă acest match. Simmons. Foarte bună pasă. Milovanovic. Aruncare scurtă și recuperează până la urmă Jackie Jeffrey. Anne-Marie Părău. 5 puncte, 3 pase citite, 3 recuperări pentru ea. Lăsat pentru Marshall. Harrison. Părău din nou. Cimoni Broșovski se apără tot cu 4 greșeli personale. La blocaj vine Murphy. Mingea ajunge la Marshall. 3 puncte îngropate de Tăiana Marshall de la mare distanță. Și Sfântul Gheorghe detonează prima bombă în overtime. Ce noroc pentru Sfântul Gheorghe. Marshall a marcat doar 2 coșuri de 3 puncte în sezon. N-a jucat decât în 9 partide. Dar oricum nimic nu anunța această reușită a lui Marshall, care poate fi uriașă. Posesie pentru Arad în continuare. Trebuie jucată Pluffy. Trebuie lăsată să pătrundă poate Engelmann. Simmons îi s-a părut ținută sub control destul de bine astăzi de Părău. Vă reamintim, Simmons este principala marcatoare în sezon pentru ICI Arad. Pluffy joacă 1-1 cu Murphy. Este blocată de Murphy. Șansă de contraatac cu Jackie Jeffrey. Pasă decisivă și finalizare pentru Harrison. Timeout cerut de José Araújo după ce Sfântul Gheorghe scoate 5 puncte în acest start de overtime. 3 minute și 9 secunde rămase până la finalul acestei reprize suplimentare. Revedem pasa superbă și finalizarea cu mâna stângă prin care Harrison ajunge la 13 puncte.70, 5 puncte marcate în prelungiri până acum pentru Sfântul Gheorghe. Un coș de 3 și apoi 2 puncte ușoare pe contraatac după un blocaj excelent făcut de Murphy în defensivă. Simmons nu poate să se desprindă de Părău, iar pentru Pluffy este și mai greu acum pentru că a fost luată în primire în overtime de Murphy. Murphy se apără excelent. Este sesie în continuare pentru ICI Arad. Farii sunt nervoși. A fost o minge deviată. Aradul are pus. Simmons are acum poziția. Pătrunde Simmons, dar dă prea tare în panou. Jeffrey recuperează. Sfântul Gheorghe cu 5 puncte avans și la 2 minute și 45 de secunde de o calificare în finala cupei în fața propriilor fani. Părău încearcă să dezechilibreze defensiva adversă. Este Marshall acolo cu blocajul. Părău blocată de Milovanovic. Murphy încearcă să plece pe contraatac. Nu are destulă susținere, ci fură mingea. Jackie, senzațional, contraatac. Jeffrey, Jackie Jeffrey se oprește și așteaptă susținere. Părău. Apare Murphy, fentează, o pune alături, recuperează, e blocată de Pluffy și mingea iese din ea, cred. Nu? A venit de afară Engelmann, spune Marius Epure. Și cred că are dreptate. Cred că așa a fost. Engelmann se afla în afara terenului în momentul în care a dat în acea minge. Iată faza. Aici Engelmann e în afară, e în afară și de la limită. La limită și între timp
Aradul primește o lovitură groaznică. Catherine Plafu, sancționată cu greșeală personală, a cincea, este eliminată din joc în acest moment. Nu prea mai are adversară sub panou, Steph Murphy. 14 puncte și 16 recuperări pentru Plafu. Este introdusă Alina Crăciun, o jucătoare în vârstă de 21 de ani, 1,94 m. E uriașă faza de mai devreme, dacă Engelmann a reușit sau nu să-și pună ambele picioare pe parchet înainte să dea cu mingea în Murphy. Aradul ar fi avut posesia, iar Plafin ar fi fost eliminată. Murphy transformă o liberă dintre cele două de care a beneficiat. Are 27 de puncte și 22 de recuperări. Murphy se luptă, Engelmann patinează un pic și apoi greșește, pasa Alina Crăciun. Batere de picior, cred, la Milovanovici. Posesie pentru Sfântul Gheorghe. Cei 1500 de fani prezenți în arena la Sfântul Gheorghe jubilează deja. Mai sunt totuși două minute până la final. Ale Marie Păreu pentru Stephanie Murphy. Primește Harrison. Harrison, aruncare ce se duce în kilometrul de atac și out. Ar fi recuperat din nou Stephanie Murphy. Dar de data asta jocul a fost întrerupt. 76-70. Meciul nu e jucat, dar Aradul are mare nevoie să înscrie. N-a punctat formația din Arad în overtime. Ratează încă o dată Simmons. Joc modest pentru Simmons. Are 4 coșuri din 12 aruncări. Trebuie să țină mingea cât mai mult. Sunt neatente însă pentru moment jucătoarele din Sfântul Gheorghe. O schimbare de direcție. Marshall trimite către Ciachi. Aruncă de 3. Ratează totul. Dar aceeași Murphy se lipește de fiecare minge. Brozovski este și ea eliminată cu 5 greșeli personale. Aici nu era nimeni nici măcar în cartierul vecin cu Murphy în momentul aruncării. Nimeni să pună un corp pe ea, să încerce să o împingă afară din spațiul de 3 secunde. Aproape de revanșă. După finala cedată anul trecut, aproape de revanșă acum în semifinale. Un an mai târziu, Sfântul Gheorghe. Engelmann trebuie să creeze ceva. Ultimul minut al partidei. Engelmann o pasă în aglomerație. Se apără bine Păreau alături de Jeffrey. Este liberă. Era liberă pentru moment Murphy, dar Jeffrey face bine. Ține atacul cât mai lung. Anne-Marie Păreau. Stephanie Murphy, perfectă pasă spre Jeffrey. Înscrie. A doua pasă decisivă pentru Stephanie Murphy. Jeffrey ajunge la 9 puncte. Sfântul Gheorghe are 10 avans și Aradul n-a înscris de 4 minute și jumătate. Este knockout vicecampioana României și deținătoarea Cupei României. Icim Arad, făcută knockout în prelungiri, fără punct. În 4 minute și jumătate cu două jucătoare ce au primit al 5-lea fault în overtime. Plafi și Brozovski. Broomfield era eliminată de multe minute. Nici acum nu vine coșul de la Simmons. Recuperează încă o dată Murphy. Colosal meciul. 29 de puncte și 25 de recuperări pentru Murphy. Harrison, pardon, Marshall pentru Jeffrey. Nu e neapărat nevoie să mai arunce jucătoarele din Sfântul Gheorghe. Anne-Marie Păreau ține mingea. Păreau ține mingea. Ar trebui să arunce în sus către coș, măcar este un turnover acceptat, o minge pierdută acceptată de formația din Sfântul Gheorghe. Atmosferă superbă în tribune, celebrează jucătoarele din Sfântul Gheorghe. Este o calificare în finala competiției. Sfântul Gheorghe se califică în finală după un meci de infart împotriva câștigătoare de anul trecut, Icim Arad. 80-70 după prelungiri,
Murphy cu 29 de puncte și 25 de recuperări. Marshall a avut și ea 24 de puncte și 9 recuperări de lăudat și jocul lui Engelman de la oaspete cu 25 de puncte. Mâine, la 19 și 30 de minute, finala Cupei României, indirect pe Dolce Sport 2, un duel între CSU Alba Iulia și Șepși Sfântu Gheorghe. All-Star Game-ul este duminică de la ora 18. Nu uitați, este aproximativ 30 de minute pe Dolce Sport 1. Vedeți meciul Simonei Halep de la Indian Wells. Scor final 80-70. Noi, Cosmin Petrescu și Robert Cristea, vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim tuturor celor care au ajutat la această transmisiune din Sfântul Gheorghe. O seară cât mai frumoasă. La revedere!